Bun, apropo de plecări, veriri și așa mai departe, s-a concretizat sau se concretizează ceva cu Albu în Israel? Nu, în momentul de față nu avem nicio ofertă scrisă din partea niciunui club pentru Albu. Dacă va exista vreuna, o vom analiza la momentul respectiv. Deci nu aveți nimica. Mutu e adevărat că vrea jucători, gen Dugan zici, sau Portaru, sau Horațiu, sau la fel povești? Nu pot să vă spun. Pot să vă spun doar că la Marco este imposibil să-l dăm. În momentul de față... Cum e? Ce e imposibil? E imposibil să-l transferăm. În momentul de față e netransferabil. A, deci e netransferabil, Marco. Nu contează, deci nu contează, bineînțeles nu contează suma. E netransferabil în condiții normale, asta spuneți. Corect, pentru că avem doar un atacant și nu putem să, mai ales să vindem un atacant cu care îl avem și colgheterul campionatului. În acest moment noi mai căutăm atacanți, deci nu se pune problema plecării lui. Da. Discuțiile cu Grameni în ce stadiu sunt? Nu discutăm cu Grameni, nu știu de unde a apărut, dar nu avem nici discuție în acest moment cu Faro. Deci momentan este pe hold și povestea cu Grameni, că știu că interes a fost la un moment dat, corect? A fost mai demult, dar nu am mai nu suntem în discuție. Da, deci este pe hold. Cine ar mai aduceți jucători? Sigur vom mai aduce, repet, trebuie neapărat să definitivăm cu un atacant și sigur vom mai aduce un atacant și probabil încă un jucător. Până la finalul perioadei, două transferuri sigur vom mai face. Din jucători români sau nu? Noi încercăm români. Dacă nu vom reuși cu români, o să zicem în străinătate. Uh-huh. Rămâne Ștefănescu de la Sepsi o opțiune? Da, este un jucător care ne place și dacă vom reuși să ajungem la un consens cu cei de la Sepsi, rămâne o opțiune. Am înțeles. Cer bani foarte mulți? Adică o sumă prohibitivă, ca să zic așa? Nu pot să vă spun. Nu e normal să comentez eu. Dacă vom ajunge la un consens unde și noi și clubul respectiv credem că e o sumă normală... Îl vezi lua pe Ștefănescu la Rapid. Dacă nu pot eu să spun dacă se cere prea mult sau prea puțin, pentru că asta e treaba fiecărui club să-și evalueze jucătorii cum dorește. Uh-huh. Atacantul acela bun din străinătate, croat, albanez sau nu mai știu că era unul bun de tot, îl mai aveți... Nu, a picat, a fost nasăra la club. Mai rămâne Drăguș care nu e în grațiile antrenorului la Standard, o opțiune sau la fel e subiect închis? Am spus asta, Drăguș este o opțiune pentru noi. Vom vedea ce se va întâmpla până la finalul perioadei. E în regulă. Nu vă mai întreb de arbitraj, că am văzut că deja a început lumea să vă muște cu arbitrajul. Nici n-ați început bine să scoateți după primul meci. Deja am văzut că... Oricum ne place să comentăm arbitrajul. Da. Noi ne gândim deja la următorul meci și îi lăsăm pe fiecare să-și facă treaba. Da. Vă urez succes, domnul Angelescu, și vă mulțumesc. O zi bună să aveți. Da, da. Deci negocieri puternice pentru Ștefănescu. O informație interesantă. Și la Drăguș, cred. Și la Drăguș. Păi cred că astea sunt cele două transferuri, care că a zis că-s român, Drăguș și Ștefănescu. Practic... Doar că niciunul nu-i vârf. Da, da. Da, da, da. Practic despre asta este vorba. Deci cred că cei doi jucători ăștia sunt Ștefănescu și Drăguș, pentru că eu știu că pista Drăguș are deschis, fiindcă Drăguș nu este agreat de actualul antrenor al lui Standard.